Hai să ne căsătorim. M-am mai uitat așa la niște episoade. Cred că am găsit unul mai juicy. Bună seara, dragii noștri telespectatori ai postului de televiziune TV6. Eu sunt Lența Gheorghiță, eu sunt cea care vă propune pentru această oră să rămâneți doar în cadrul emisiunii Hai să ne căsătorim. Hai. Facem cunoștință cu invitații noștri din această seară. Victor, Daniel și Svetoslav. Oameni! Mireasa este Mihaela. Rămâneți alături de noi. Dăm start acestei emisiuni. Mihaela, 25 de ani, model într-o agenție de modeling. Deține studii superioare în psihopedagogie. Practică sportul și iubește să-și petreacă timpul liber în fața cărților de psihologie. Se mândrește că a muncit peste hotare și s-a descurcat singurică, fără ajutorul cuiva. Drept obicei prost, Mihaela mănâncă mult și privește TV-ul. Aspiră să se realizeze atât profesional în calitate... Mănâncă mult și privește TV-ul. Same girl! Fucking absolutely same. De model de succes, cât și personal, drept soție și mamă perfectă. Pe lângă aceasta, visează să construiască o familie ideală în care, după părerea ei, trebuie să existe înțelegere reciprocă și egalitate între ambii parteneri. Oh, let's go! Ambii contribuie și ambii se implică în viața conjugală. Mihaela se vede alături de idealul ei de bărbat înalt, îngrijit, dezghețat și cu o gândire non-conformistă. Nu va accepta din partea partenerului lipsa de autocontrol și încăpățânarea. Îl avertizează că este ateu. Mihaela susține că nu a avut parte de istorie de Îl avertizează că este... că ea e gen nu crede în Dumnezeu. Cum l-a descris pe slavă. Dragoste și speră că în această seară ușa către povestea cu final fericit i se va deschide. Bună seara! Bună seara! Bună seara, Mihaela, și ne bucurăm din start că ne-ai ales tocmai pe noi ca post de televiziune ca să venim cu un ajutor. Aș fac cruce cu trei mâini că a venit fata asta la ei. Doamne, pupați-aș că a venit! Nu știi, poate chiar în cadrul acestei emisiuni găsim omul potrivit. Tu ești fată de la Nord. Da. Povestește-ne despre viața ta. Pentru că știu că părinții tăi au crescut cu mare, mare drag patru copii. Eu sunt de la Nord, din satul Țaul. Am crescut acolo... Am finisat și școala și colegiul în sat. Aveți colegiul în sat? Da, colegiul agricol, l-am finisat. Anii mei de copilărie sunt niște ani frumoși. Tu erai a doilea copil. Da, aveam surioară cu care făceam șmecherii. Și era foarte interesant. Au trecut foarte repede anii ăștia, deși acum de mult timp sunt stabilită în Chișinău, mai puțin la țară, dar mi-e dor foarte mult. Am crescut perioade ușor, perioade mai dificil și anume cele perioade dificile m-au întărit, m-au format acum ca personalitate și le mulțumesc mult părinților. Care sunt perioadele cele dificile despre care povestești? Perioade dificile când tata a decedat și trebuia să plec la muncă, muncă fizică grea. Și asta cumva te formează. Spuneai că ai fost peste hotare, da? Gata, trecem peste subiectul ăsta. Hai, zi cum ai fost în Spania. Și nu doar odată, Mihaela a fost de trei ori plecată și nu înțeleg cum de te-ai reîntors înapoi, pentru că ziceai că tare ți-a plăcut în Germania. Povestește-ne. Da, experiența mea peste hotare este una bună în comparație cu mulți moldoveni. Nu permanent nimeresc bine. Am lucrat oficial printr-o companie. Uh-huh. Este o companie din Germania care angajează studenți la muncă la ei sau persoane care au cetățenie română. Este un lucru în sfera agronomică. Eu am lucrat într-un laborator. Și tot mai ales dacă erai după colegiu, știi? Eu eram după universitate, după universitatea de psihopedagogie. Așa. Dar am vrut să fac un ban și am plecat acolo și am rămas plăcut uimită de atitudinea lor, de cum tratează oamenii și echitarea, cum achită, cum tratează, cum... Tot la timp, seriozitate. Da, tot la timp, seriozitate și nu este așa o atitudine lejeră, responsabilă, adică ei sunt responsabili de traiul tău, de mâncarea ta, absolut de tot. Bun, asta am înțeles, dar dragoste, n-ai găsit acolo pe nimeni. Nu, nici nu eram orientat să găsesc dragoste, fiindcă eram orientat că plec la muncă și am îndeplinit munca, am avut remunerarea, dar să am timp acolo nu aveai când. Tu câți ani aveai atunci? La 22, am fost la 23 și la 24. Dar prima dragostea ta când s-a întâmplat? Poți zis că n-are. Chiar nu s-a întâmplat, nu vine. Eu am avut relații din simpatie, atracție, care logic urmează să dezvolte în dragoste.
dar din păcate nu s-a dezvoltat fonul la acel moment că nu ne împăcam ca caractere, ca atitudini, contează cum să ai aceleși poziții. Ce calități nu te-au aranjat în acel băiat cu care ați avut o simpatie? Posibil o ușoară indiferență față de lucrurile care pentru mine contează. Care lucruri? Psihologia, adică pozițiile mele privind educația copilului în familie, careva atitudini bărbătești pe care eu le vorbesc. Anume, ce n-a făcut el corect? Acum trebuie să ne amintesc, asta a fost de mult. Un doi ani ceva în urmă pentru un mine. Țin timpul, mi-a acordat atenție. Poate muncea omul, nu reușea. Dar ce făcea? Se juca? Avea o muncă mai lejeră și, da, într-adevăr, acorda. Ce făcea? Se juca? Că la noi ăștia, Moldova, așa fac, se joacă. Timpul jocurilor online și pentru mine asta a fost... O ignoranță. Da. Da, da, asta s-a întâmplat aici, în Republica Moldova, sigur, ori da, acolo. Aici. Bun. Agronomie, pedagogie și de unde până unde ai ajuns să fii model? Eu de mică visam și tot îmi spuneau că vehinantă, slabă și pentru această sferă numai bună. Dar cumva aveam niște frici că sunt multe murdării în sfera aceasta. Sunt oameni poate negativi, e periculos. Și e așa? Timp, peste ani de zile ți-ai dat seama, este așa? Și într-un timp am zis că până nu ieși din zona ta de confort, din barierele puse în cap de societate, nu ai de unde să știi până nu încerci. Dacă nu am înțeles, fletești împreună, treci peste tot. Așa e, așa e, nene. Are dreptate gogul ăsta, Victor. Și eu nu mai sunt cine știe și pot să mă fac și eu model. Azi, dacă se întâmplă să găsești chiar în cadrul acestei emisiuni omul potrivit, ce părere ai? Cum ar trebui să fie o nuntă tradițională? Ori... Eu mă gândesc că aceste momente eu le-aș aborda cu viitorul soț. Eu nu sunt așa strict, așa vreau, sau strict invers. Cununie religioasă va fi? Dacă soțul va dori. Eu sunt ateu. Dacă soțul e creștin și îl dorește, eu spre dispus. Cum ajungi la 25 ani ca să-ți dai seama că ești ateu? Eu mi-am dat... Cum adică cum ajungi? What? Nu știu, majoritatea oamenilor pe care eu îi cunosc sunt like, n-au avut nicio treabă cu Dumnezeu, like ever, cu religia, cu biserica, cu astea, adică nu știu exact cum ajungi. Da, s-a enervat Lenuța. S-a enervat un pic Lenuța, e că îi spune alea cam strigător la cer. Ce zice aici? Lenuța ain't having it. Da, seama când am început să citesc Biblia. Am avut o sumedenie de întrebări. Pe lângă asta am început cu un comitet să citesc psihologie, cum este format creierul uman, subconștientul. Și citind psihologie am înțeles că Dumnezeu nu există. Asta ar fi un moment sau o piatră de confruntare, de contradicție cu viitorul partener vis-a-vis de moralitate, spiritualitate, da, cine ne-a creat, ce religie împărtășești. Tu ești leoaică cu ascendent în leu și zodia leului și Venus și Mercur în leu, deci ești o leoaică extrem de expresivă și în relație cu partenerul sau cu viitorul soț... Băi, o zodie foarte bună, zodia leu, să-mi va... Zodie foarte bună, aș vrea și eu să fi fost leu. Eram și eu mai om. Așa, cu asta... Îi cere maximum atenție, deci acesta tot va fi un criteriu foarte important atunci când îți cauți un prieten. Mult contează, într-adevăr, să-ți găsești prietenul acela cu care ai să împarți lumea interioară, dar în același timp să primești tu mai multă atenție totuși. Deci asta ar fi un impediment în relații, deoarece cer prea multă atenție. Toate femeile așa. Așa-s leoaicile. Ok, am înțeles. Așa-s leoaicile. Bun, hai să vedem primul mire. Ia. Yeah. Bună, Mihaela. Cine ești? Acest buchet frumos de flori ți-l cadonez ție, dar am vrut să zic flori mai frumoase ca tine n-am văzut. Și buchetul ăsta, să așa niște floșele mitele. Mulțumesc mult! Riz, pomul meu! Ursul Rizli, mor, mor, mor! Am dreptate? Aș să te acompaniez? Hai să și acompaniezi, așa, bravo. Victor, 31 de ani, lucrează așa. În Italia unde confecționează blănuri. A moștenit un apartament, o mașină și o pisică. De altfel, afirmă că este gata. I don't know, man. I don't know what to say. Not your best picture. Nu știu ce să zic, așa pare. Ta să împarte tot ce are cu viitoarea parteneră. Îi place să călătorească, să gătească și să imortalizeze momentele frumoase cu ajutorul aparatului de fotografiat. Se mândrește că s-a realizat
ca și personalitate. Visul cel mai mare însă este să-și întemeieze o familie. Recunoaște că este un pic cam rușinos de fire și nu-și deschide chiar atât de ușor sufletul, iar în acest sens mizează pe susținerea viitoarei partenere. Speră să construiască familia ideală în care ambii soți vor contribui la bunăstarea acesteia prin muncă, dragoste și respect. Cât despre copii, câți va da domnul? Este în căutarea unei domnișoare grijulii și înțelegătoare, care îl va încălzi cu zâmbetul și dragostea sa. Victor a făcut cunoștință cu fosta sa iubită pe rețele de socializare. Relația lor a durat doar 3 luni, pentru că fata obișnuia să-l mintă și mai ieșea și cu alte persoane. Victor speră că în curând se va bucura de cel mai de preț cadou, dragostea. Bună seara, Victor! Bună seara! Ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni și tare m-aș bucura dacă îți găsim și femeie potrivită, cum zic eu. Pentru asta sunt aici. De start, noi luăm la întrebări și la tine în anchetă am văzut cu siguranță cei ce mi-a plăcut și mie și am zis că neapărat o să vii cu ceva pe gât, pentru că ziceai că ai fost stabilit cu traiul în străinătate și acolo făceai blănuri. Da, povestește-ne, blănuri de ce animală? De toate animalurile, blănurile erau, da. Ok, asta e nasol. Ok, aici vezi, nu prea, nu știu, not a big fan of this, băi, Victor. Cum să povestesc, asta trebuie eu... Tu ai învățat pentru asta? Sau viața m-a învățat. Te-ai dus eu, acolo, când am plecat la... de lucru? Eu când am plecat la 16 ani, am intrat... Stai un pic, la 16 ani, când vine vreunul în cadrul emisiunii și îmi povestește că la 15-16 ani deja și-a făcut el singur cariera și a plecat. Cum ai plecat în Europa? Mulțumite, fiind mami. Copil, a, mama. Uh-huh. Uh-huh. Și ai ajuns acolo și... Și am început... Direct la muncă, ori mai eu am învățat o leacă limba și după asta mi-am găsit de lucru în fabrica unde... Lucrez și până la momentul de față, făcând blend. Okay. Și am învățat viața, cum s-ar spune. Ce e mai bună școală decât viața? Tu ai fost stabilit cu traiul în Italia. Și acum, în prezent, ai lăsat tot și ai revenit în țară? Acum a apărut coronavirus și erau niște probleme. Și deja, să nu stau acasă, să nu fac nimic, zic, mă duc să mai văd în Moldova, să găsesc o mireasă din Moldova. Aha. Și o duci în Italia? Dacă mergi, de ce nu? Adică acolo vrei să trăiești? Nu. Eu mi-aș dori să trăiesc în Spania. Opa! Oh, eu călătorind o lecție, că am văzut o leacă Europa, lumea. Frumos în Spania, să-mi bă, că e cea mai frumoasă țară din Europa. I said what I said. Asta este, I stand by it. Tare mi-a plăcut. Anotimp spaniol. Dar de lucru acolo deja ți-ai găsit? Era și de lucru și acolo, dar iar problema e din cauza epidemiei și s-a schimbat oleactuanul și am apărut în Moldova. Victor, dar de ce doamna în moldoveancă? Ce-ți place la femeile care vin cel în Republica Moldova? Frumoasă. Cel mai frumoasă. Cel mai frumoasă. Dar de ce? Și ăsta spune, da, cine e ăla? Cine dracu e ăla? Femeie frumoasă nu ta mai moldoveancă, poate să fii de orice. Da, eu sunt de acord, dar pur și simplu rădăcinile sunt moldovenești și cred că moldovancă o văd lângă mine. Eu tot timpul am să știu de ce. Caut moldovancă ca alea în grob frumos. Dacă mai trebuie să-mi soare. Eu că nu mă gândesc. Dar apropo, în caz dacă ai în cazul în care se întâmplă ceva, nu se cântă și la mort. Bună. Așa spune, da, Victor, tu ai venit să... că dacă Dumnezeu ne vrea să ne iei, el ne e, nici nu știm când. Nu, 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 noi vorbim în cazul emisiunii să găsim o femeie potrivită și într-un ceas bun să avem unde mânși noi artiști. Victor, dar tu crezi în Dumnezeu, da? Da. Crezi, ești creștinat, da. Botezat, da. Ești creștin? Eu în zodie nu cred tare. Ai văzut? Okay. Gata, te-am pus la punct. Dar de ce m-am pus la punct? El credit, zodie, nu de credit. Bă, dar stai cu oameni mai... Da, da, da. Ia, ce zice și nenea ăsta? În alte domenii. Și tot acolo ne-am cunoscut, de acolo suntem prieteni. Și cum crezi tu, cum el este ca prieten, de altfel și după aia, cum ar trebui să fie femeie potrivită pentru Victor? Este o persoană bună, el, nu știu, tot timpul, acum are emoții, ca tare așa vorbește chiar prea mult, de obicei. El a menționat că el e rușinos, dar acum dar... eu văd că el tamat cu ucide, când vorbește el, nu știm. Victor a menționat că a trecut printr-o relație urâtă pentru dânsul, care a durat 3 luni. El nu știe. Nu cred că cunosc. A 3 luni nici nu se merită să povestești. Nici nu prea înțelegi mult între ele. Nu, că aici e situația cum a fost, că mie mi-a plăcut de fată, dar eu trebuie să văd, să sunt de la fată, că vrei ceva de la mine. În 3 luni, cam trebuie să vrei. 50 la 50. Dar în 3 luni de zile am observat că nu era de mine. Dar cum ați făcut cunoștință? Pe internet. Ce arată oamenii ăștia ca membrii Fly Project? Ce calități nu avea fata asta? De ce nu ți-a plăcut? De ce nu a mers această relație? Până la urmă, spun în două cuvinte, m-a amăgit cu niște lucruri și eu am aflat de lucrurile astea. Cum ai ieșit cu alt băieți? Da. Și ce? Și are act cu tine în regulă, s-a dus la... Nu e corect, dar pur și simplu eu îi spuneam. Dar e în căutare, trebuie să-și cate bărbatul potrivit. Corect. Nu stai, noi căutăm atunci. Când a fost asta? Când a fost asta?
bazată, tanti Lenuța. Tanti Lenuța, let's go! Au fost vreo... De fapt, doamna Lenuța, mă scuzeți. 4 luni în urmă. Știi ce să-mi spui? Victor, eu mai ies cu alți băieți, dar să n-ascundă de mine faptul că, băi, că eu i-am spus că eu mâine nu pot să ven la tine să ne vedem. Și din cauza că eu n-am putut să mă duc la dânsa să mă văd, eu ieșit cu alt băiat la cafea. Și, care e problema? Stai un pic, Victor, dar tu percepeai relația asta cu o relație deja stabilă, serioasă? Noi eram într-o fază de cunoaștere, pur și simplu nu îmi place sinceritate. Victor, tu ai 32 de ani. Asta era o problemă majoră când îți place de femeie care își la o cafea cu un coleg sau nu, cu un asta a fost lucru final, dar acum nu intrăm în detalii, spostesc. Bun, dar până la dânsa a mai fost cineva în viața ta? Eu sunt de partea doamnei Lenuța aici. Eu sunt de partea doamnei Lenuța. Nu, eu sunt de partea doamnei Lenuța. Mare căcat, ai și cum la cafea. Așa, și ce? I-a zis asta, i-a promis asta ceva? Nu i-a promis nimic. Păi și atunci? Niște fete care eu m-am îndrăgostit și am fost dezamăgit și de atunci eu nu m-am mai putut îndrăgosti. Dar cu ce te dezamăgiți femeile astea? Da, a fost înșelat în talking stage, da, exact. Care este cred problemul? Că e distanța. Și nu erau gata să plece de Moldova. O, la acest capitol trebuie să punem întrebările lui Mihaela. În caz dacă Victor, sau mai bine zis, dacă tu îl alegi pe Victor și Victor îți zice, Mihaela, vrei să fim într-o relație frumoasă sau mergi cu mine, emigrezi, pleci? Nu așa, și așa, așa repede, adică ca eu să plec după un om, trebuie să am o perioadă cu el să-l înțeleg, să-l cunosc. Care ar fi perioada? Un an măcar. Păi dacă la așa, distanță subiectiv. Ați comunica, la distanță dacă la distanță aș comunica. Nu m-aș duce nicăieri. Dar Victor să-l spun, nu-i convine relația la distanță. Da, dar nici Mihaela nu se duce chiar mâine. E normal, du-te, oi, nene, unde ai tu te dus? Vreau să vă momentul. Hai că nu pot. Aia, vreau să văd ce zic ăștia. Cine mai e pe aici? N-ai drept. Totodată materialul cel mai vechi e mai bun decât cel nou. Cred că relația bazată pe încredere. Dacă este încredere, se consolidează și poziția altă. Victor, ce este pentru tine în viață cel mai important? Fata, familia și să ne înțelegem. Ok. Cum am înțeles că îți place să călătoriești, așa. Dacă îmi dai voie mâna ta, să alegem o țară unde să o călătorim după ce ne cunoaștem. Și să învârtim globul și să stăm împreună cu ochii închiși. Trebuie cu ochii închiși. Și închidem ochii și cu mâna asta, să alegem țara care o dorim, să ne ducem să o vedem ca în luna de miere. E strâmtoarea Bering. Trebuie să mergem în peninsula Kamchatka. Aleo, mergem în Alaska. S-a nimerit taman în ostrov aici, da? În Japonia. Merg și eu. A, în Japonia. A, în ostrov, în ostrov e insulă, nu în rusă sau ceva genul ăsta. Eu tot. Vă suiți, stăți în valiză. Da, valiză. Trebuie să alegi 5 obiecte care sunt mai importante pentru noi. Singur, le alegi singur. Dar noi împreună ne ducem. Le face ca la botez. Îi dă tăvița cu obiecte. Ca la botez. Azi te lăs să alegi și niște obiecte ca să-i pot pune în valiză. Știi, rusă, nu. Eu aleg pălăria. Pălăria o punem deodată pe așa ca Madame Franțu. Așa. Cartea. Sporul. Telefonul. Portmoneul. Și protecție solară. Știi ea ce știe. Da, pentru mine. Ok. Dar pentru mine n-ai ales nimic. Cartea este pentru tine. Aha. Și telefonul. Dar ce mai aveți acolo? De ce nu ai ales nimic pentru el? Dar ce să fie ales pentru el? Ah, spuma de ras. Ui ce supărat e. Ui ce supărat e ăsta. De ce? Portmoneu. Dar ce? Ce mai aveți? De ce nu? Da, ia spune. Ce a sacrificat acolo și nu i-ai luat la bărbat? Portmoneu este a bărbatului. Așa. Și telefonul la fel. Cartea și protecție pentru mine. Bun voiaj și mulțumim. Bă, închidem. Cadem. Nu cadem, mai las-o aici. Mulțumim pentru surpriză. Te invit conform. Așa, ce și re... vorbește, nu știu. E încredere unul în altul. Eu propun să fim fericiți, dacă ați fi fericiți. Hai, următorul. Mă rog, dai. Ce faci? Nu, Stan. Stan, scumpule. E frumos, Stan. Dar e problemă, vezi? E prea Short King. E problemă. Te bucură zi cunoștință și sper să avem o comunicare fructoasă. Mihaela. Mihaela. Da, mulți, te rog.
Măi, e așa de awkward chestiile astea întotdeauna. Întotdeauna este cel mai awkward căcat când zice bună ziua, sper să nu știu ce și să ha ha ha. Și după aia bun, hai, acum mergi tu sau merg eu sau? Hai, auleu, e și scara aia acolo pusă ca dracu. Daniel, 27 de ani, este un om cu o gamă largă de studii în culinărie, pedagogie și psihoeducație fizică. Părinții lui sunt învățători, iar el le-a urmat exemplul. Este profesor de educație fizică. Pe lângă spectrul divers de studii, Daniel are în portofoliul său și o varietate largă de hobby-uri. Practică Muay Thai și scrie versuri. În prezent lucrează la cea de-a doua carte de poezii. Uneori mai este copleșit de lene și de mândrie, însă crede că ar avea nevoie de ajutor pentru a renunța la aceste obiceiuri. Daniel are două vise, să devină primar și să-și întâlnească sufletul pereche. Se vede alături de o Veronica Micle contemporană, romantică și melancolică, cum este de altfel și el. Daniel consideră că într-o familie ideală, bărbatul are grijă de contul bancar, femeia de gospodărie, iar relația ar trebui să fie construită pe încredere și libertate în luarea deciziilor. Daniel își dorește 3 copii. Deține un apartament și o mașină și afirmă că ar fi gata să împarte tot ce are cu viitoarea soție și a întâlnit marea dragoste încă pe când era elev. Au învățat într-o clasă și au împărțit împreună fiorul primului sărut. Peste 2 ani însă s-au despărțit după ce iubita a plecat peste hotare. Okay. Daniel, bună seara. Da, bună. Genul meu de familie, cine e cu mine? Cred că suntem toți pe același film. Seara. Măi, dar cum ai îmbinat-o așa cobriu? Profesor, bucătar, pe sportiv? Când nimeni mai reușit? Eu, în general, sunt o fire foarte activă. De mie nu-mi place să stau locul nici măcar un minut. Îmi place să am grafic foarte încărcat. De obicei, când sunt cam un pic de timp liber, nu știu, știți, parcă să mă pierd și nu prea îmi place. Dar dacă am un grafic fixat, adică pe jumătate de an, pe un an, pe o lună, pe o zi... Ai o agenda în care ți-ai scris deodată, da? Ai o vagin, așa, da. Dinale, cățeluși cu părul creți? Nu. Cu atâta emoții, tu cum aș florile. O să vedeți la surpriză și cred că să dați seama ce scriu eu. Cu flori. Așa, da, am văzut domnișoara model și m-am pierdut un pic. Am adus câte o floare pentru fiecare din voi. Să fiți frumoase și să înfloriți mereu în primăvară, ca fix ca acest trandafir. Mulțumesc! Ce frumos! Foarte drăguț, mulțumesc! Așa da, ăsta da bărbat. Așa, și nu știu ce vorbesc pe aici. Stai, ok, bine, hai. Ce fel de prieten este Daniel și cum ar fi potrivită fata care ar trebui să... Cine e femeia asta? E gagixa. Fie lângă dânsul, el are agenda foarte încărcată. E o idee în 24 de ore care ar fi timpul potrivit pentru să aibă o relație frumoasă. Este o întrebare foarte grea, pentru că eu de 2 ani și ceva nu pot să găsesc răspuns la întrebarea asta. Danu este un om foarte deosebit. Real, el are o bunătate deosebită în el și nu știu, el a spus acolo, am văzut la televizor că el e... are o leacă de mândrie. Unde, Danu? Eu am văzut mulți oameni, dar oameni atât de sinceri încă ca Danu foarte rar am găsit. Are... Fetele știu să laudă prieteni. Tu nu știi să spui vremea. De ce n-ai zis și tu ceva? Nu puteai să zici și tu. Fiecare dată el găsește cuvintele potrivite atunci când eu am o greutate, atunci când eu am o problemă, el găsește... Așa de laud. Nu-l laud. Asta să este zic, sincer. Ok, noi o femeie găsim bărbatul potrivit și așa de bun cum îl zici, dar ce nu-l laud ții? E sporcă, da? Dar nu știu, mă gândesc că noi o leocuțică ne asemănăm și știi cum... E că te-am anul ăsta cel mai potrivit, trebuie să vă asemănați. Mie îmi place relația în care noi suntem, relația asta de amicalitate și nouă ne convine foarte bine. Ți-e frică că să o strici dacă să deveniți mai mult decât prieteni? Noi ne bazăm foarte mult pe ceea ce simțim și dacă la momentul dat noi simțim că suntem amici, asta pentru noi este foarte bine și relația noastră este bazată pe admirații, reciprocă, pe respect. În principiu fizic, extremele se atrag. Așa, dar eu vreau să te întreb extremele ca extremele, dar tu ai spus în anchetă că ai avut o dragoste încă din școală, că o relație frumoasă a durat timp de 2 ani. Da. Ce nu a mers? Nu a mers faptul că ea a plecat pe sfătare. Am înțeles, ok, da, același lucru pe care l-am auzit mai devreme. Bine, vreau să văd momentul. Hai, luăm așa mai ușurel, mai repede, pardon. Stai așa, unde dracu e? Așa. Cât timp am stat în camera de așteptare, am alcătuit o poezie special pentru tine. Oh. Și am să te rog foarte mult dacă n-ai să supri un pic și să descalți de tocuri, de pantofi. Nu, dar e normal și el, așa văd că e în formă. Nu mai e sportiv nici el. Eu vreau acum să
dezamorsăm un mit care spune că sportivii nu pot fi inteligenți. Și în timp ce eu voi recita poezie, aș vrea ca tu să faci un set de exerciții pentru fese. Se numește genuflexiuni. Cred că ești cunoscut cu acest termen. Și împreună cât vom recita, cât eu voi recita această poezie, noi vom face genuflexiuni, dacă ești de acord. Haide! Bine? Dacă poți să-mi dai mânuț. Bro, what? Why? De ce, Doamne iartă, mai faci așa ceva? No, bun, hai să vedem. Ok, hai să vedem. Anti-riz. I mean, ok, yeah. Așa, începem. La 1, 2, 3. Ți-a spus cineva că ești de frumoasă, așa cu afată și îmbrăcată lejer, e de ajuns să zâmbești că devii periculoasă. Frumoasă creație cu chipul de înger. Ai buze cărnoase și pielea prea fină, te dezbrac din priviri și mă apucă fiori. Simplitatea. Proful de sport cu colega aia din clasa a 6-a care i-a crescut țețele timpuriu. Ok, îmi cer scuze pentru această glumă, a fost un pic nașpa. Dar într-un fel funny. Din tine te transformă în regină. E ostașul rănit în cumplitul război. Iubește-mă azi, iubește-mă mâine, sărută-mă și atunci de voi greși. În vise te caut mereu tu pe tine. Ești universul în care aș dori să trăiesc. Foarte frumos. Mulțumesc. Mulțumesc, foarte creativ, bravo. Frumos. Daniel, mulțumim pentru această poezie frumoasă. Te invităm în camera de așteptare. Deci îl rimează în poezie modernă, ce știți voi. Și într-un ceas bun. Mulțumesc. Mulțumesc. Ok, am zis, frumoasă creatură. Mie mi-a plăcut acest invitat, Daniel. Profesor, sportiv, un om cu capacități, calități, își dorește extrem de mult să ajungă și primar, cine știe, există mare probabilitate. Da, are o verticalitate deosebită. Este cu o minte foarte clară, bine decis. Ok, bine, mulțumim. Hai să... Opa, ia, 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 Svetoslav ăla. Salut. Mă numesc Slavic, ești drăguță. Oh, măi, he's also short, a short king. Dar i-a zis că e drăguță. I-a zis că ești drăguță. Frumos. Spate-mi? Da. Ești drăguță. Svetoslav, 26 de ani, cofetar și patiser la o fabrică de bomboane. Fac bomboane. Fire liniștită și rușinoasă, Svetoslav abordează din plin modul de viață sănătos și se mândrește cu acest fapt. Nu consumă alcool, nu fumează, în schimb face sport și merge la sala de forță. Are în averea sa o casă la Maximovka și visează să devină un bun antrenor de sală. Familia ideală în viziunea lui Svetoslav este cea în care bărbatul deține situația familiei sub control. Are grijă de tot. Își dorește foarte mult doi copii. Nu mai pot cu asta, nu mai pot. Fii frumoși și sănătoși. Va aprecia liniștea și pacea în familie. Nu-i plac certurile. Povestea de dragoste a lui Svetoslav începu pe holurile școlii, pe când fosta iubită fugea după el. Nu a observat-o din prima. După mai multe tentative din partea ei, Svetoslav deschise larg ochii și aceștia au avut o relație, care din păcate a durat doar un an, deoarece aceasta nu a primit destul afecțiune din partea lui. Svetoslav nu vrea să mai repete greșeala din trecut și să ofere totul de sine pentru aleasa inimii sale. Ok. Bună seara. Ai văzut florile uitate de tine. Mai și bărbați suntem în secolul ăsta 29-ului. De ulea că ai făcut un selfie și hai. Emoții. Da, foarte. Emoții. Dar tu ești conditor. Ai spus că ești cofetar. Da, sunt la... Încești în acest domeniu? Da, sunt cofetar la Bucuria. Și nu ne-ai dus ceva bun. Ai la Bucuria. Ok, super bune bomboane la Bucuria. Nu știu dacă mai e la fel și acum, dar când eram eu mic erau cele mai bune bomboane. Sunt greu. M-a scuzat, pe simplu, mă grăbeam foarte tare. Dar nu te mai scuzăm, de-am gata, te iertăm. Mai ales că toți suntem la regim. Dar eu chiar am o întrebare. Afară de că tu ești cofetar, eu văd un tatuaj foarte interesant. Tu te ocupi cu sport? Ești pasionat de Da, sport în tatuaj. Nu, acolo scrie gym. Da. Povestește-ne. Pur și simplu, un timp... Ce scrie acolo, că n-am zis? Ce a zis? Că scrie acolo ce? Liber după lucru. Arată-ne un pic ca noi să-l savurăm, ceva are frumos. Dezbrașii? Nu, chiar așa, de într-o parte. Ceva foarte frumos. Dar da, să nu uiți între să te duci sau cum. Are tatuajul Jim. Jim.
just sală. Că și cum ești tot eu, mâncare, sport, forța sport. Da, un exemplu pentru mine. Când te speli pe dinți așa, te uiți, aha. Povestește despre sport, asta e feblița ta, asta e zi. Pur și simplu, când am început, din 2016. Dar ce sport? Sală sportivă. Asta cum luau fetele și își fac selfie, de asta? Nu chiar, eu da, iubesc să mă pozez, dar nu chiar așa de mult. Da, eu sunt tatuez Twitch. Twitch. Nu știu cum să vă spun. Și pentru mine asta un plus, eu nu fumez, nu... Bel. De ce? Da, pentru ce? Se ocupă cu sportul, da. Băiat. Eu știu de ce sportiv care fac bitetii. Oh my god, tu ai participat și la niște competiții? La competiții, pur și simplu, am participat, dar... Ai fost biruitor? Pe aproape, dar n-am ocupat niciodată. Menționat cu o diplomă? Fost. Nu, am vrut să ocup, dar nu ne s-a primit, pur și simplu, loc. El e simplu, tare e simplu el. Deci, rămân două candidaturi. Una de primar. Da, dar ce e prin alt? Care este legământul cu părinții? Eu știu că cu tatăl tău nu mai duci nicio legătură, nu știu de ce care ar fi și dacă ne ziceți, ne bucurăm. Pur și simplu, el iubește zbie, dar eu așa ceva nu cam. Nu accept. Mai știu că mama ta nu mai este printre noi, de ce? A avut cancer. De ce? Ce s-a întâmplat? Dumnezeu să o ierte. Că mama ta nu mai este printre noi, de ce? Cancer? A avut cancer. Oribil. Dumnezeu să o ierte. Ați rămas voi întâi cu fratele. Da. Dar mai știu că mai dețineți și o casă în satul de Baștena Cui, casă la țară. Ok, am înțeles. A, o casă, ok, bun. Hai să vedem momentul. Vreau momentul. Vreau să fac, să pictez Mihaela ca în Titanic. Oh. Oh. Eu pictez, da? Da, Titanic. Și ăsta descălțatul. Vreau. Dar eu am dat melodie. Marie, cântă. Eu pot să dansez, vrei? Măi, pe cine alege femeia asta? Îl alege pe primul bănui, așa pare. Primul e cel mai ok. Eu nu știu cuvinte. Crine. Only you. Asta nu știi să deseneze. Asta e Jim, ce să știe el să deseneze? Jim! Svetoslav, propun să vedem cu toții ce ți-a reușit. Ia să vedem. Așa, mersi mult. Cu drag. Ești super. Da. Foarte frumos. În rol de înger. Minunat. Vai. Înger... Pozitiv. Am aripile deja. Amazing! Bravo! Ce zic, e foarte frumos. Da. Ții, Svetoslav, dorim succese, te invităm în camera de așteptare, iar pe tine, Mihaela, te reinvităm aici, în platoul cel mare. Băi, foarte de treabă, Svetoslav. Da. Cofetar, bucătar, sportiv, mai își pictează. Mie mi-a plăcut tare. Dar mie mi se pare că voi aveți foarte puține tangență. Ok, am înțeles, se vorbește, se discută. Dar, și pe cine dacă alege? Să intre în spațiu public cu multe, multe reze frumoase și cu omul care să nu spună că stăm acasă, nu ieșim în public. Correct. Svetoslav, mai are el un plus major, cofetar, îl pui la treabă dacă ceva. În fiecare weekend îmi faci prăjituri din alea, un om care are o, nu știu, o feblețe anumită, face sport, da. O să aibă grijă de femeia sufletelor lui, tot timpul asta mâncăm, asta nu facem. Mihaela, ce pot să-ți spun cu siguranță? Nu o să zic că alege-l pe Victor Daniel or Svetoslav. Alegerea ți aparține. Iar noi te invităm să-ți faci o alegere potrivită. Abia aștept să revii în scenă cu omul cu care vrei să mergi spre toate visele să le faci. A ales niciunul, nu? Dragii noștri telespectatori. A ales niciunul. Doamne, slavă Domnului. Doamne, slavă Domnului. Doamne, super, perfect.